Este doar 1:30 și ne-am întors și noi acasă. Am fost să iau de la școală și după aia ne-am dus la magazin să-i cumpăr o pereche de Adidas, că să-mi aduc și mie Adidas și ela. Îi trebuie pentru sport. Ea are niște ex spadrile, cum ziceam, și acum o să schimbe, o să ia păștia pentru fiecare zi. O să ia și o să-i aducă pe ceilalți acasă. Și am luat, sunt sprandi. Așa, au fost 100 de lei ceva de la CCC. Am intrat în Deichmann și în CCC, unde mă duc de obicei, și fac. Eu recunosc, ia mămica, asta e tema la religie? Da. Hai, iau să fac și pe asta. Da. Da, deci 99. Pac. Că sunt de știa. Care sunt, eu zic că sunt ok și pentru sport, că am zis să iau ceva cu talpă din asta flexibilă. Și cum ziceam, ăștia au fost mărimea 30, n-am găsit. La Deichmann, de exemplu, n-am găsit nimic care să îi vină, care să descurce, să încalțe, să îi intre piciorul repede, să chinuia, până m-am renunțat. Și m-am dus, sincer să fiu, fix sprandiul voiam să iau. Sau a fost cumva primul gând. Pentru că ăștia, nu știu, mie mi se par că sunt la fel de calitativ ca ăștia Nike, Adidas, chestii, nu știu ce, doar că au preț mult mai ok. 100 de lei. Pe vremuri, în tinerețe, așa, am avut eu o pereche de Adidas care mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult, și când spun în tinerețe, ceva, nu știu, 15, 16, 17, 18, ceva pe acolo, nu știu exact vârsta care era, dar mi-au plăcut foarte mult și au fost sprandi. Și de atunci am rămas cu, nu știu, un punct în plus pentru sprandi. Iar în momentul de față, brandul de la care eu iau cel mai mult, cel mai des și așa, e Reebok. Și iau de pe site-ul ăla m&mdirect.com din Anglia, că au prețuri mici. M-am uitat acum și la Reebok-uri și erau nu. Oricum, eu am zis că o să intru să mă uit ca să-i mai iau lui la una alta niște haine astea de sport, să văd dacă găsesc. Așa, dar mă rog, mi-au trebuit ăștia mai urgent și i-am luat. Până să aștept să iau ale. După ce am luat încălțăminte, el a zis să mănânce și ea ceva și ne-am dus la Mesopotamia. Și cât a stat ea să mănânce, eu m-am uitat pe niște reviste, mi-am luat două d-astea. Numai mi-am luat Good Food de ceva timp și acum mi-am luat-o și pe aia de pe septembrie. Că asta e aia de pe septembrie și asta e aia de pe octombrie, parcă. Da. E 27,90 o revistă de asta. Le-am luat amândouă. Am zis că Ela o să a văzut niște chestii drăguțe pe aici și tot zicea aia, cum uitam eu. Și am zis să-mi doaie paginile la ce vrea și o să îi gătesc. O să încercăm. Am văzut, e în asta este. Am văzut că la final au rețete de astea asiatice și am aici rețetă pentru ramen de la șef nenea asta. Șef Cătălin Petrescu. Șef Cătălin Petrescu. Cătălin Petrescu nu este oare
Era la Argentine. Șef. Că... Călin Petrescu. Ia, stai. Parcă. Stai că are și o carte, dar pe lângă ăla. Dă să văd ce găsesc aici. Este, mă rog, o postare din 2018, așa, făcută de cineva și într-adevăr am fost la Argentina, acum nu știu ce și... ce este asta? Restocrasii, ceva. Mă rog. Da, deci de acolo îl știu. De la Argentina Steak and Sushi. Ah. La Argentina m-am îndrăgostit eu de sushi. Dar fiind pe șoseaua Nordului... au prețuri. Șoseaua Nordului numărul 7.9 în parcul Herăstrău, da? Dacă nu știați unde este, da? Acolo este. Și... Aha, și este și la Casa Timiș. Ba... Și este și la... Rookie ceva? Nu mai știu. Mă rog. Nu asta conta. Avem eu o idee. Deci ce zice aici, ramenul este o supă japoneză delicioasă și reconfortantă cu o mare diversitate de arome și texturi care a cucerit lumea occidentală. Este pregătită... Deci ramenul este un fel de fast food. Adică nu este neapărat o chestie din aia sănătoasă. E ceva ce mănâncă și ei, să zic, la ocazii, nu știu. Ei mănâncă supă miso în fiecare zi. Ramenul e mai răruț, gen. Așa. Da, deci e pregătită în multe feluri diferite zone din Japonia, dar toate pornesc la aceeași idee. Supă, bază și teiței, o selecție de legume sau carne și deseori un ou fier deasupra. Prepararea ramenului este o artă în Japonia cu rețete transmise de la o generație la alta. Și are dreptate. Mă rog, chestia e că ăsta arată foarte bine și o să... Cred că e prima chestie care o să încerc de noastre de aici. Unde să le mai pun? Le-am aruncat în pat. Că la mine aici încă e... Am vrut să mai fac niște cercei cu astea mai, că sunt grei ea și o să trebuiască să le fac să mai scot în pietre și voiam să fac și unii mai micuți, doar că ce crezi, în timp ce îi făceam am rupt am rupt lanțul și trebuie să mă chinui să repar și e aici, am și ochelarii săraci chiar. Dacă tot sunt la calculator, să-i schimb. Da, deci... Așa. Asiatic pentru toți, ia. Cartea, 150 de lei. E destul de... Aha, și sunt în ăsta... În revistele astea sunt și rețetele de aici. Hai, las. Ăla trebuie să învețe sistemul solar. Am intrat în contul meu ăsta de pe M&M și primul lucru care mi arată aici îmi zice că am salvat 1720.71 de lire în comenzile astea pe care le-am dat eu de-a lungul timpului. Bun. Hai, Nicoleta.
Păi dacă tot ar fi trebuit să-mi fac o cafea. Mama, au niște reduceri, deci până la 70% reduceri la geci, trenciuri și chestii și bai, ai. Și la lucruri pentru toamnă, și până la 65% și Christmas shop și pentru Crăciun. Clearance. Ia să ne uităm noi la dăștia între 8 și 16 ani să vedem ce găsim la reduceri. A, uite, avem aici niște Adidas la cost foarte drăguți. 30 de lire. Cât vine? 180 de lei. Ok. Tricouri, chestii, nu. Pantaloni, nu. Nu. Folia de pe ecran mi-a tot făcut probleme în ultima vreme și s-a făcut nașpa rău. Am și niște bucăți de geam, că știți că mi-am spart ecranul la puțin timp după ce am cumpărat telefonul ăsta și mi-am comandat acum niște folii noi. Da, trebuie să mă schimb și să mă duc în bucătărie, că acolo e ce am eu de făcut. Am gătit. Am făcut supă. Și eu de obicei pun în supă fasole verde, de data asta am pus mazăre și ciuperci. Și aici am niște creveți în unt, usturoi și fulgi de chili. Și am mai făcut un sos. E în blender. Trebuie să mai dau o tură. Am pus acolo frunzele de la morcov, miez de nucă, usturoi, sare, piper, niște fulgi de chili și ulei de avocado. Și acum îl fac o cremă așa. Aduci farfuria în dreptul tău. Nu ți se pare mai ok? Da, da. Dar tu ai pus-o acolo. Păi eu am pus-o acolo ca să-i pun toate chestiile alea. Ah. I-am pus ca de obicei. Mai încet, mama, că uite cum mai e să dai pe tine. Mai încet. Bine. Da. Creveții. Sosul. Și acum să vadă, scoate Dragoș de la cuptor foile alea. Ce foi? A băgat lipiile. Făcut și niște ouă în untul ăla de la creveți, pe care eu intenționam să-l mănânc cu lipie. O să-l mănânc, cică. E bună? Da. Ca de obicei? Da. Perfect. Da. Perfect. Înduite la paginile de la revistă, ia să fac așa, să am mai mult loc. Și mi l-a adus ca să văd ce anume vrea să-i gătesc de aici. Și am zis să ne facem o idee împreună de ce anume vrea. Deci vreau de asta, vedeți, e colțul îndoit acolo, la plăcinte înainte. Presupun că e ceva de dovleac treaba aia. Adică, na, mă gândesc așa ca de sezon, plăcintă cu vită, de asta nu vrea. De asta vrea.
Și asta ce este? Individuale cu gutui și mere. Sună bine. Asta nu vrea. Asta e aia din poza aia de acolo, nu? Plăcintă de dovlea cu sirop de arțar sărat. Ciudat. Lasagne, eram sigur. Aici ce vrei? Șnițel de porc cu unt. Unt cu lămâie și capere. Ok. Mai departe. Păi mi-e plăcut toate astea cum mă arată de aici. Și lui ăla, nu? Vrea niște, ce avem? Pui cu ardei iute și tăiței cu arahide. Facem și de asta. Biscuiți. Aici a făcut, a înduit colțul și jos și în partea alta. Deci vrea și pagina asta și pagina asta. Și aici ce vrea? N-am ochelarii. La ochi. Taliatele rapide cu stroganov de cărnați. Și cod și colcanon cu fasole. Frigănele mexicane. Tacos cu pui din sudul Americii. Mamă, mamă. Ce? Kegdery cu tofu? Kegdery? What is kegdery asta? Kegdery? N-am auzit așa ceva. Nu preparatul ăsta până acum. Aici. Asta cred că sunt niște churros cu ciocolată ceva. Da, churros cu ciocolată. Cu sos de ciocolată și caramel sărat. Bun. Și vrea și ce prăjitură condimentată cu prune și cocos. Sună bine. Tartă cu smochine, ricota picurată cu miere caldă. Sună bine și asta. Așa. Biscuiți de Halloween, ceva. Mumii și fantome din tortă dulce de Halloween. Nu cred că facem de-astea. Sincer. Nachos sănătoși de Halloween. Chec cu miere și migdale crocante. Mai era un colț aici și nu am fost pe fază. Fajitas la slow cooker. N-am slow cooker, dar mă descurc eu pentru fajitas. Ce avem aici? Chifteluțe de fasole neagră și ors cu ouă poșate. Interesant. Și bine arată asta. Și era și aici înduită pagina, brioșe cu țelină și alune de pădure. Ala, cu țelină? Popcorn de conopid de la air fryer cu dressing de smântână și ierburi. Asta sună bine. Ce bine arată salata aia. Și asta. Dovlecei de toamnă. Știu să dovlecele, dovlec. Scrie dovleci, nu dovlecei. Eram eu chiar. Salată cu dovlec copt, cu sirop de arțar, orez sălbatic și feta. Mamă, deci, pe bune, adică dacă nu, cum n-arată asta bine, aola. Îmi vine să fac o de-aia. Eram sigură că la ramen ăsta am duit. Și am mai îndoit la ce? Păstârnac la cuptor? Nu știa ce e, cred că s-a gândit că sunt cartofi. Mam, a zis ea că
am doit multe risotto de ciuperci. Așa, deci asta e una. Și mai avem încă una. Unde și aici. Ia uite, burger. Prima întorsătură e la burger și după aia la ce-o fi asta aici, că mă rog, aici e meniu. O să găsesc eu undeva și aia. Ceva orzotto cu porumb dulce și panceta. Prăjitură cu mure și bezea. Ma, dai seama cât de minunată e aia. Rigatoni cu chorizo și varză. Bun. Pui cremos cu smântână. Mie îmi place foarte mult cum arată chestia asta. Tocăniță cu panceta și fasole albă. Deci... mă văd mâncând treaba asta. Și treaba asta mă văd mâncând. E bine că e pasta întoarsă. Supă minestrone cu pesto roșu. Da, și aici avem merluciu poșat în supă de roșii, ardei, iute și ghimbir. E înduită pagina acolo, e și aici. Toate chestiile astea. Și aici, și aici. A înduit. Și aici, și aici. La pachetele. Avem, ce avem aici? Prăjitură cu prune și ciocolată. Am doit și aici pagina. Și la următoare, sandwich perfect cu brânză. Vită la cuptor cu verdețuri picante și sos de avocado. Nu știu dacă vrea ea și alea, dar... Mamă, dar aici vrea toate astea. Și sandwich cu vită și ceapă murată. Cred că e bun. Chestiile astea bune. Quinoa cu vită și chimichurri. Burgeri. Chestiile astea, porridge cu toppinguri. Sună bine toate chestiile astea. Adică măr condimentat și stafide. Și pentru porridge folosești stafulă de ovăz, lapte și adaugi chestiile alea. Deci mărul condimentat cu stafide sună foarte bine, mure și ciocolată albă sună foarte bine și ghimbir și pere cu vanilie. Mamă, și ăsta sună bine rău, adică vreau să încerc, deși nu mai am. Sandwich cu creveți. Da. Arată bine și aici clătite, niște clătite, tacos cu clătite pentru micul dejun. Ce bine arată și treaba asta. Prăjitură cu mere din aluat de clătite. Mișto? Mișto. Și aici e burger din clătite ceva. Clătite americane cu burger. În loc de chiflă de aia, de burger sunt clătite. Da, mă rog. Mese vegetariene. Ce avem aici? Curry cu tofu foarte verde. Chiar chestie foarte verde, nene. Și aici tăiței cu vinete. Vinete prăjite. Bune vinete prăjite. Paste cu ardei copți. Pui caragi prăjit de două ori. Pui Sichuan. Good. Pui Manchurian. Un chec cu dovleac. Mama, asta arată bine rău. Budincă de croasante cu mure, mascarpone și lămâie. Cred că în loc de croasante poți să folosești pâine. Faci o budincă de aia de pâine și bagi mascarpone, mure. Ia uite că zice 4 croasante vechi de o zi dacă e posibil. Așa, să faci cu pâine vechi, budinca aia. Minunată budinca aia, n-am mai făcut de mult.
Așa o să grămesc scarpune, gem de mure sau coacă, zem plus mure. Deci cred că fac o chestie de asta. Am spus lui ăla că în fiecare weekend acum încolo să-i fac o prăjitură sau ceva. Și va trebui să mă țin de cuvânt. Una pizza prăjită cu dovlecei, mentă și ricota. Sună bine pentru mine. Tonkatsu, yakitori, japoneze chestii, pentru că na, totuși. Uite aici. Cum vă numiți voi? Sushirito. Deci este un burrito de sushi. Pot să fac și eu, dar fără carne de aia crudă. Răsfăț modern. Ceva cu brânză și nu știu ce. Titlă. Mamă, și asta arată bine. Prăjitură siropată cu banane, nuci, pecan și rom. Zic că nu arată bine. Roată din cârnați în aluat și ceapă cu miere, muștar. Da. Asta, nu. Mi se pare cine știe ce. Plăcită cu creveți, cod și cartofi. Sună bine. Cină rafinată. Salată cu burrata, portocale și pesmet cocant condimentat. Asta pot să fac. N-am burrata, dar am mini mozzarella de alea. Am portocale, pot să-mi fac o salată de asta. Colțunaș, bineînțeles că nu putea să nu îndoaie și aici. Și wonton cu vită și crispy ceva. Și văd că am mai îndoit. La ce ai îndoit, mami? Aici trebuie să-mi zică la ce am îndoit. Știința rumenirii. Și am îndoit pagina 10. Și aici, ce vrea de aici? Să citesc? Oare? Nu știu ce vrea. Mamă, cum arată merele astea și mușca de aia de acolo. Așa de bine arată. Prânz colorat, fajitas crocante cu pui și cipotle. Gata, astea sunt. Va trebui să mă ocup în următoarea perioadă de ce mi-a pus aici, că na, s-a chinuit copilul să treacă prin amândouă revistele, să uite, să-și aleagă să-mi îndoaie pagini, adică na, acum trebuie să mă țin de cuvânt și să le și încercăm. Mie îmi place să mă uit, iau revistele astea că îmi place să mă uit, deci nu citesc rețetele, pur și simplu mă uit așa la idei, la ce nu știu, mai bine că sunt câteva care mi-a rămas gândul, băi, chiar vreau să încerc și eu. Eu nu prea stau să urmăresc rețete, dar da, am promis, deci o să-i fac treburile astea. E joi, e 12 și 12 minute și am venit acum de la școală și zilele astea nici n-am filmat, nici n-am editat, nu știu, o zi, două, nici nu știu când, nici nu știu când am filmat ultima oară. Sorry, nu, n-am avut, nu știu, modul necesar, nu știu cum să zic, dar momentan trebuie să, că după aia iar trece prea mult timp, așa că am venit acum să editez, după care trebuie să treabă mult, adică vreau să spăl, am făcut ieri plăcinte, vreo 4 tăvi de alea și în bucătărie, dezastru. Am stat până la 11 seara și am făcut și, bine, n-am filmat deloc, adică n-am la ambastea, dar e, deci trebuie neapărat să fac acolo și aici trebuie să șterg praful, să aspir, adică foarte multă treabă am. Presupun că și mâine cam pe asta o să mă axez. Așa că mai vedem. Oricum, ăsta intră mâine. Dar vreau să-l fac acum, că dacă voiam să-l fac aseară, dar l-am lăsat pe seară am făcut altceva și uite, am drăg. Acum fac cât bocofeaua și după aia nu mai e
e stres gen. Da, deci mulțumesc pentru vizionare, vă doresc un weekend plăcut și ne vedem data viitoare.